Am fost și eu plecat peste hotare. Nu sunt femeile noastre, așa cum spun unii. Muncesc sărmanele din greu. Muncesc cinstit, ca să poată trimite un ban acasă, să crească copiii sănătoși, să meargă la școală. Altele pun un ban grămadă și își deschid mici afaceri aici, la noi, în Moldova noastră.